Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitația de a spune câteva cuvinte. Și vă rog să îmi îngăduiți să nu vorbesc despre film, ci despre un mesaj pe care eu l-am luat din stradă. În ultimele luni am colindat țara în lung și lat și mulțumesc Dumnezeu pentru acest lucru, pentru că am văzut cum gândesc oamenii la care și noi, ziariștii, ajungem din ce în ce mai greu. Stăm mai mult pe la televizor, facem chiar știri de la televizor și am uitat ce vor și ce cred și ce simt oamenii în România reală. Am întâlnit cu sute de oameni, poate cu mii de oameni, în încercarea de a învăța să comunicăm și am sfârșit întotdeauna prin a le citi și a vorbi despre discursurile lui Ionel Brătianu, Iuliu Maniu, Corneliu Coposu, Iorga și întotdeauna le citesc din rezistență până la capăt. Nu discursul lui Iorga citit de soldați în tranșee la care făcea referire și domnul Dungaciu și la care plângeau și părinții prin sate când îl citeau, pentru că mai comunicare mai bună decât au făcut ei și decât faptele lor, nu cred că există. Și aș vrea să vă spun că au fost foarte mulți oameni care după aceste întâlniri au venit și mi-au spus că au plâns. Au plâns când au auzit poveștile, eu sunt doar un jurnalist, nu sunt istoric. Dar după putința mea am încercat să le spun ce au făcut înaintașii noștri. Să îi fac să înțeleagă că noi trebuie și putem să stăm drepți în picioare. Și au venit și au spus că au plâns. M-am întâlnit după multe săptămâni cu ei și mi-au mărturisit că și-au cumpărat cărțile și au început să citească. Oameni din diverse medii, chiar din mediul politic, chiar urmași ai lui Ionel Brătianu. După ce am fost sunată la 12 noaptea de către un ministru în funcție după o emisiune despre fenomenul Pitești, în care